Timp de două zile, pista de starturi din complexul sportiv Muștele a găzduit etapele finale ale campionatului național de bob starturi și scheleton la seniori, tineret și juniori. Sportivii mușceleni care au intrat în competiție au obținut rezultate notabile, reușind să urce pe podiumul de premiere la toate categoriile de vârstă. De departe, sportivul cel mai medaliat a fost Mihai Păcioianu, acesta reușind să se impună în proba de scheleton la toate cele patru categorii de vârstă, seniori, tineret, juniori mari și juniori mici. Și echipele de bob două persoane, cât și cel de patru persoane, au urcat pe podium, antrenorul federal, Iulian Păcioianu, fiind mulțumit de rezultatele obținute de sportivii mușceleni. Au fost rezultate foarte bune, am reușit 9 titluri de campion național la categoriile seniori, tineret și juniori, și 5 medalii de argint și 2 de bronz. Am avut un număr de 12 sportivi participanți în campionatul național, dintre care cei mai medaliați sportivi sunt următorii: la bob Nicolae Florin, Cojan Irinel, Dobre Raul, Tentea Mihai și Purcea Fabian. Și în proba de scheleton masculin, sportivul Păcioianu Mihai, care a reușit 4 titluri de campion național. A fost un campionat foarte disputat, cu aproape 100 de sportivi participanți, și am reușit să luăm medalii la 3 categorii de, la 3 probe din clasamentul federației noastre: bob două persoane, bob patru persoane, scheleton masculin. La bob feminin am reușit un loc 4 și cam acestea sunt rezultatele obținute în campionatul național. Să spunem că aceasta a fost ultima competiție înainte de cea de iarnă din decembrie, care se va disputa în Austria. Da. Pe pistă naturală. Da. Aceasta a fost și criteriul de selecție pentru loturile naționale. În perioada următoare se vor definitiva loturile care vor participa în competițiile internaționale, și pentru noi, pentru Clubul Sportiv Muștele, urmează campionatele naționale din perioada 12-18 decembrie din localitatea Eagles, Austria, unde vrem să venim cu cât mai multe medalii.